Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Fotbalistele junioare au în față ultimele provocări din actualul sezon fotbalistic. Faza finală a campionatului începe pe 26 mai, iar participantele și-au aflat adversarele. La Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a meciurilor turneului final al campionatului național a fotbal feminin U14. În această fază vor participa 8 formații care s-au clasat pe primele două locuri în faza 1, seriile Nord, Centru, Est și Sud. Așadar, FC Petrocubo va întâlni pe CF Steaua Ialoveni, FC Legia Alga va juca împotriva echipei Codru Călăraș, CF Nistru Ciobârciu se va duela cu FC Belceanca, iar elevele școlilor specializate din Cloden și Bălți vor deveni adversare la acest turneu final. Noi, ca два лидера, Nistru și Belceanca, eu думаю, покажем красивую игру. Все покажем на поле. Ne vom stărui să luptăm pe teren ca jucători de performanță. Deja o să câștige cel mai puternic. Cu Steaua Ialoveni, o echipă cu care ne-am mai întâlnit anul ăsta de 6 ori. Sper să facem o figură frumoasă și să ajungem semifinale, apoi în final. Unele formații au fost repartizate cu adversare noi, lucru care i-a mulțumit pe antrenori. Referitor la tragere la sorți, suntem mulțumiți pentru că am căzut cu o echipă care nu o cunoaștem, chiar nu am jucat niciodată. Cred că în 4 ani de când suntem în fotbal feminin, nu am întâlnit această echipă. Deci o să ne fie o provocare și sperăm să iasă un meci frumos. Vom analiza echipa adversă, ne vom uita la unele meciuri ca să vedem cum e posibil de câștigat. Semifinalele sunt stabilite pentru data de 26 mai și marea finală se va juca pe 1 iunie. Toate partidele vor avea loc la centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă.